Peste 100 de angajați ai întreprinderilor de stat din Bălți au fost mobilizați de Partidul Democrat să participe la dezbaterile pe marginea argumentelor cu care operează susținătorii și adversarii schimbării sistemului electoral prin introducerea votului mixt. Evenimentul a fost organizat de Asociația Promolex la Universitatea de Stat ale Coruso din Bălți. Potrivit programului, discuțiile urmau să înceapă la ora 10:30. La dezbatere au participat viceministrul Justiției și vicepreședintele PDM Vladimir Cibotari și deputatul socialiștilor Vasile Bol, care susțin votul mixt. Iar împotriva modificării sistemului electoral au vorbit reprezentanții partidelor de opoziție. Dumitru Ciubașenco, vicepreședintele partidului nostru, Alexandru Slusar, vicepreședintele partidului Platforma Da și Elena Bodnarenco, deputatul Partidului Comuniștilor din Moldova. Dezbaterele au început cu întârziere și provocări, toate acestea fiind generate de unii membri ai Partidului Democrat. Deci, stimați telespectatori, să depănăm cronologia evenimentelor. În jurul orei 9, pe teritoriul universității vin grupuri formate din angajația întreprinderilor de stat și polițiști. Unii dintre ei nu au reușit să-și argumenteze în fața reporterilor BTV prezența pe teritoriul Instituției Superioare de Învățământ. Alții au declarat că vor să-și cunoască viitorul deputat pe care îl vor vota în baza proiectului de lege pe care urmează să-l dezbată. Bună dimineața! De ce ați venit astăzi aici? Sunteți studenți la universitate? În ce an? Anul 1. Adică ce răspundeți? Eu pot să vă prezint, dar nu, eu așa sunt de prins, ia uitați, de la universitate, da, uitați, vedeți? Da? Student la universitate, Alecu Rusu. Păi, dar sunteți, lucrați la poliție? Nu, da? Lucrăm la poliție, eu așa sunt de prins, vorbesc. Dar de ce ați venit aici? Am de niște restanțe de dat și le dau. Bună ziua, de ce ați venit? Vreau să. Eu student. Vă student? Eu student, da. Alecu Rusu, da. Какой год? Физмат, вот мой... Вы на физмате, да? Да, мой физмат. А как, кто ваш декан? Если вы студент, кто ваш декан? Значит, вы не студент. Почему врёте? Я своих не сдаю. Извини, что ты не сдаю микс. Вот у микс. Значит, чекун стоит вот у микс. Пюрм. Вы в ком пюрм? Спонете, чекун стоит вот у микс. Домле. Într-o zi de lucru, dumneavoastră. De ce ați venit aici? Da, doar de... Da, cine vă? Salata așa e frumoasă. Da? Și cât e de frumoasă e? Parte. De ce ați rugat? Da, veniți să țineți votul mix? Votul mix? Da. De asta v-am chemat. Da. De la întreprindere. Nu. Da, unde suntem a noastră. Da. Care a noastră? Din Bălți, de aici. Da. Bun. Poftim? Unde muncești dumneavoastră? Unde muncesc? Da. În municipiul Bălți. Dar la ce? Întreprindere de stat? Nu. Întreprindere de stat, dar ce contează? De ce ați venit aici? Am venit să particip la dezbaterile publice. Țineți votul mix? Nu, eu vreau să, astăzi vreau să mă decid, vreau să ascult care o fi părerile și o să mă decid. Credeți că e un lucru bun când oamenii vor participa la astfel de dezbateri? Eu cred că da. Dar ați văzut ce s-a întâmplat la Comrat? Nu, sincer să vă spun, părerile n-am văzut, dar ce s-a întâmplat la Comrat? Au fost provocări. Nu știu, eu cred că e bine. Cât mai mult este lumea informată, cu atât este mai bine. Dar nu credeți că în urma acestui proiect de lege, dacă va fi votat, deputații vor fi mai ușor corupți? Nu știu, cu părere de rău, corupția este o problemă pentru fiecare, nu numai pentru deputați, și tot este o problemă. Dar cum rămâne cu Transnistria, cu diaspora? Și asta este o problemă. Și asta este... Votul mix, da? Da, da. Și dumneavoastră vă susțineți. Îl susțin și o să spun de ce. De ce? Păi dacă... Mă gândesc că dacă știi omul, uh-huh, dacă îl cunoști și știi și interesul are el, uh-huh, dintr-o dată și să votez, dar nu pentru lista care nu o cunosc oameni. Dar, de exemplu, dacă Vladimir Plahotniuc tot va înainta candidatura lui, toată țara cunoaște cine e el. Mă gândim. Vă gândiți? Da. Dar cum rămâne cu Transnistria, de exemplu? Ia, lămuriți-mă. Transnistria, diaspora, cum... Vor fi înaintați acolo candidați. Deci întrebările vreți să-mi dați mie? Mai sunt oameni. Pe dumneavoastră. Mai sunt oameni. Dacă veniți, susțineți. Un om care vine să țină un astfel de sistem, trebuie să fie informat. Noi suntem informați, dar ne gândim încă. Vă mulțumesc. Ați venit, susțineți votul mix? Nu. Dar ce ați venit la universitate? Da. Ce ați venit la universitate? Da, câți ani pun... Da. Dar dumneavoastră de ce ați venit? Ați venit la fiat, susțineți votul mix? Am venit. Dar câți ani aveți dumneavoastră? Câți ani aveți? Nu contează. Păi da, câți ani aveți dumneavoastră? Nu contează. Fiți sincer. Eu 19. 19 ani. Da. Și la 19 ani dumneavoastră deja știți ce înseamnă votul mixt. Știu. Ce înseamnă? Nu vreau să vă spun dumneavoastră. Dar ce înseamnă votul mixt? Întrebați de unde au aflat despre aceste dezbateri, răspunsurile oamenilor au fost diferite, de la caz la caz. Păi ce mă președinte?
отдохнуть. Отдохнуть? Ну а вы откуда узнали? Откуда узнали? Юра, следи за этим самым разговором. Из интернета. Из интернета. И часто вы участвуете на таких мероприятиях? Когда проводят. Когда проводят. А в театр вы часто ходите? Когда проводят. Спасибо. За фразу, про частый винемен. Ты не распомнился? De ce atâta liniște? E liniște Moldova. Bine ați aflat despre ce este. Treceți mai departe cu informații. Păi să întreb, că dumneavoastră n-ați venit întâmplător aici. Poftim? N-ați venit doar întâmplător aici. Din mass media. Din mass media ați venit. Și desi urâmblați la astfel de dezbatere. Dați-mi, sunt ocupat, vă rog. Sunt ocupat. De unde ați aflat dumneavoastră despre acest eveniment? Despre aceste dezbatere. Și tășeți. E bine așa? Păi dacă stășem tăți, n-o să aflăm nimic. Moldova și așa e multă liniște. Cu două znale. Nu mă cu ganghinul meu. De unde ați aflat dumneavoastră despre acest eveniment? De la toată lumea. La care toată lumea? La lucru v-au spus, așa? Sau cum a fost? Așa a fost. Așa a fost la lucru, da? Cu două znale. Слабот. А? С работы тоже. С работы вам сказали, да? Да. Прийти надо, поддержать. А вы часто ходите на такие мероприятия? Часто. Или чаще в театр ходите? La ora 10, fără un sfert, jurnaliștii postului nostru de televiziune au observat că în apropiere de blocul administrativ al universității s-au apropiat membrii și activiștii partidelor de opoziție. Aceștia au rămas nedumeriți, cum sala polivalentă a instituției este plină cu angajația întreprinderilor din subordinea Partidului Democrat. Între organizatori și cele două tabere s-au iscat discuții aprinse, motivul acestora fiind proasta organizare dezbaterilor. Adversarii socialiștilor și democraților spun că s-ar fi înțeles cu reprezentanții asociației Romulex că fiecare partid trebuie să vină cu un grup de simpatizanți în număr de 20 de persoane. Partii были равны возможности своих людей, как никак в зале, чтобы имели доступ. Потому что зал маленький, мы не могли заранее знать, сколько людей будут. Ни одна партия не сказала, не информировала о том, сколько людей будут. Поэтому давайте, пожалуйста, найти какой-то компромисс и организовывать демонстрацию. Подождите, подождите. Давайте организовывать демонстрацию. Мы тоже не можем попасть в зал. Почему вы решили, что нам нужно об этом говорить? Нет, давайте вместе будем людей попросить и убедить. Почему вы должны просить людей? Почему вы... Ну вы же привели людей. Да дипломы. Ну вы привели. Ваша партия. Ваша партия. Кто сказал? Демократическая, не знаю, с какой вы партии. Коммунисты, демократические. Зайдите в зал и задайте им вопрос. Мы не партийные. Мы вообще-то вот здесь находимся как бельчане. Правильно. Да. Пришли, ну и как бельчане, наверное, легче будет вам идти. Вы не общаемся с вашими коллегами. Вы хотите выгнать людей? Я просьба как бельчане помочь нам организовать нормальный дебат. От нас что вы хотите? Мы даже не садимся. Мы на самое не можем попасть. Вы понимаете, они в 9 утра сюда привезли людей. С госпредприятий. 9.15 начали люди сюда заходить. 10 часам там уже был полный. Да. Мы пришли к организатору Чубанова. Я еще раз повторяю то, что мы попросили всех партий воздержаться от того, чтобы свои люди, свои участники заходили раньше 10.15. Что произошло? Добрый день. Ну, что произошло? В 9 утра, значит, Промолекс проводит, значит, сегодня дебаты, значит, пригласили Демпартию, пригласили социалистов, пригласили коммунистов, нашу партию пригласили. Да, значит, объявлено было, что от каждой партии не более чем 20 человек, ну что так как зал маленький, ну, поддержать дискуссию, дебаты, это нормально, когда в каком-то споре рождается истина. Ну что мы наблюдаем, в 9 утра начали приходить сюда люди, хотя сказали, что зал будет открываться в 10.15, 10.20, начало будет этой конференции. 10.30. Значит, что мы видим, то, что мы пришли сюда в зал, все места полностью заняты демократической партией. Значит, подъезжали с госпредприятий люди, в частности, подъезжал Гольберг сюда, привозил сюда людей, рассаживал их по залу. Также приезжали с Щетнорда сюда люди, с Реднорда сюда люди. Сейчас мы наблюдаем, стоят, значит, в коридоре люди, значит, с финансовой инспекции, которая также является в демократической партии. Также стоит радио Мельник, который говорят о том, что
попробуйте выгнать бельчан, они все бельчаны. Да, они правы, это все бельчане. Но просто заняты полностью места, и представителям нашей партии, платформе, да, коммунистам, просто негде сегодня там присутствовать, даже встать негде. Поэтому что это, как оно будет дальше быть, я не знаю. Вы слышите, какие там в коридоре крики, что там происходит. Это, то есть, неправильно. Давайте... Надо какое-то принять решение, там сейчас дойдет, наверное, до драки уже все. Помни один промо лекция про миска, а усы регулезы ситуация, а усы бегрижи, где персоны, которые сунт ринсалы, с фи конформ листелор. Я ерь ам генерат листа ку персоане, или кари требуя усы вины. Штиу коллеги де ла пас ау факут экзакт același лукру, ши коллеги де ла партидул ностру, экзакт аша ау факут. Акум на момент вин есть апропи де ора 10, чел пцино им фост амца заним ла ора 10, сала есть архиплина. Deci urmează să mai vină reprezentați la trei partide de 60 de persoane. Acolo nu are cine nucă să așeze pe scaun, nici în picioare să stea. Oamenii care au venit să sprijine partidele de opoziție și-au exprimat nemulțumirea față de obrăznicia partidelor de la guvernare, care au tărăganat desfășurarea evenimentului. Am venit să discutăm despre votul uninominal, despre votare mixtă, despre lăsarea acestui program care este proporțional, da. Dacă pentru asta, dar n-am posibilitate că au fost anunțat cazii la ora 10. Cine dorește să vină susținătorii, poftim, am venit. La 10:15 trebuia să se deschidă ușa. Dar ușa era deschisă la sală la ora 9:00 și întreprinderile de stat care sunt în Bălți, angajați, au trimis, au delegat toți lucrătorii și am avut să-i întreb, unde lucrezi tu? Unde lucrezi? La fisc, la apă canal, la electricitate, la pașaparte. Мест свободных нет, чтобы вы понимали. То есть люди, которые здесь собрались, участвовать в данных дебатах, то есть они, грубо говоря, стоят и не могут зайти, потому что мест нет, там все занято служащими госпредприятий. Într-un final, după dialoguri durabile dintre organizatori și participanții la dezbateri, simpatizanții taberei contra votului mixt au ajuns în sală. Mulți dintre ei au fost nevoiți să stea în picioare mai mult de 3 ore. În procesul discuțiilor pe seama modificării sistemului electoral, tribuna suporterilor votului mixt a fost bine orchestrată de dirijorii PD-ului, la fel ca cele de la Edinet sau Comrat din 16 iunie, respectiv 21 iunie. Pe lângă angajați au fost și șefilor, directori de întreprinderi și agenții de stat afiliați Partidului Democrat. Printre ei au fost Sergei Mihailov, șef la secția înmatricularea transportului municipiul Bălți, Sergiu Iordan, șeful întreprinderii de stat Cadastru, Ion Galagan, director CET Nord, Radion Melnic, șeful oficiului teritorial Bălți al Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare. La fel în sală a fost prezent și Sergei Strul, șeful Inspectoratului de Stat al Muncii, filiala Bălți, care a urmărit cum sunt mobilizați într-o zi de muncă angajații din sectorul bugetar. Domnul Ștrul, de ce nu sunteți la serviciu? Dacă ca razniță, cetățean, locuitor în Bălți, cine treabă? V-ați strâns aici, ați lepădat lucrul? Начальник трудовой инспекции следит, чтоб все здесь соблюдалось трудовое законодательство в этом зале, да? Чтоб прогулы не были незаконными.